intelectual al secolului 20 și cred că poziția lui este asigurată istoria religiilor, istoria istoriei religiilor. Un clasic, fără îndoială, prin mai multe dintre lucrările sale. De asemenea, un personaj complex, locuit de contradicții și pe care trebuie să ne învățăm să-l gândim, să-l regândim, să-l reprezentăm cu aspectele contradictorii ale personalității sale, ale vieții sale, cu faptele sale, care uneori parcă nu stau împreună, sau dificil unele alături de altele. Cred că trebuie să ne obișnuim să gândim împreună pe savantul erudit cu intuiții geniale pe terenul istoriei religiilor, cel care de fapt a marcat un moment în istoria disciplinei în Statele Unite, un moment foarte important, și pe militantul de extremă dreapta cu căderile lui morale, cu orbirea sa, cu momentele de meschinărie pe care le-a avut în relațiile cu alții. Trebuie să, cred că este până la urmă o probă de maturitate pentru noi să putem să gândim împreună aceste aspecte contradictorii, dar care există și care nu pot fi niciunele nici altele eludate. Așa, înainte să mergem pe pista pe care ai deschis-o, aceea de a gândi împreună contribuția lui ca savant cu portretul imoral, cu derapaje politice și, cum ai spus tu, meschinării morale, să îți evoc o imagine a lui Mircea Eliade, care a fost a adolescentului care am fost și care a fost uzuală în generația mea, cel puțin. Sunt născut în 57 și deschiderea noastră spre Mircea Eliade a venit dublu. Dinspre lucrările lui de istoria religiilor, care ne-a dezvăluit nouă tinerilor de atunci, din preajma anilor 73, 74, 81, 82, ne-a dezvăluit domeniul istoriei religiilor ca atare și aș spune că problematica religioasă, într-o manieră care nu era aceea a credinciosului. Unii dintre noi erau credincioși, alții nu. Dar pentru amândouă categoriile, opera lui Eliade a făcut să ni se impună ca importantă în reflecția omului cultivat problematica religioasă. Este un lucru foarte important pe care vreau să insist. Acela că, dincolo de confesiunea la care aderi ca un credincios, Eliade te chema pe o cărare care ducea spre ideea că omul, în ceea ce are el ca om, are o componentă care e religioasă. Și că acest lucru poate fi gândit cu instrumentele fie ale ateului, fie ale credinciosului. Dincolo de acest tip de opțiune. Dar, alături de asta, a fost imaginea lui, așa cum el și-a promovat-o prin memorii, prin Mansarda Bunoară, primul volum din memorii care a apărut la Madrid în 65, dacă nu mă înșel, și care circula într-o copie Xerox, unde figura lui de adolescent, care se lua la trântă cu lumea, cu cultura, cu tot, în maniera aceea eroică, asta ne-a format foarte mult. Eliade spunea într-un loc, atunci când e descurajat, se uită la raftul de bibliotecă unde are lucrările lui Nicolae Iorga și asta îi dă puteri. Aș spune că pentru mulți din tinerii pe care eu i-am cunoscut și alături de care m-am format, acest model al adolescentului care se luptă cu cultura așa cum o făcea el, micșorându-și orele de somn, înțepându-se în coapsă cu acul, mâncând lucruri scârboase ca să-și biciuiască și educe voința, asta a avut un rol formativ extraordinar. Dacă el a făcut-o, putem să o facem și noi. Adică era ceva fascinant. Da, deci, asupra mea, ca intelectual care mă formam, tipul ăsta de luptător intelectual, da, m-a format de neșters. Da. Eu așa concep munca intelectuală. Acum, ce pot să spun eu e că toată această cercetare și apoi redactarea acestei cărți s-a hrănit într-un fel din forța personajului. Adică, mă gândesc la ce spunea unul dintre cei mai recenți biografi al lui Cocteau,
Claude Arnault, care descria demersul biografic ca un act de antropofagie. Da, deci biograful este un fel de canibal care se hrănește din substanța celui a cărui biografie o scrie. Dacă nu uit, o să te întreb la sfârșit ce gust avea. Ei, acum ce pot să zic este că totuși forța personajului este atât, o simți altfel atunci când încerci să reconstitui viața. Sigur că ceea ce te-a impresionat pe tine citind romanul adolescentului miop și valoarea formativă a acestei lecturi pentru tine și pentru alți tineri din generația ta este explicabilă la urma urmelor. Lectura romanului adolescentului miop și lectura lui Gaudeamus, de asemenea, în partea. Da, asta nu știam. Așa, dar pe vremea aceea, exact, nu a apărut în manuscriptum, într-un foileton. Da. Dar e tonică. Este tonică, vivifiantă și cred că nu puțin sunt adolescenți sau tineri, în orice caz, care au putut citi aceste două romane și mai ales pe primul, care s-au gândit o clipă să măcar să fie la fel sau să... Da. E cu siguranță, dar cum să zic, mi s-a părut că e totuși un alt tip de experiență vivifiantă să încerci să pătrunzi pe urmele lui cadrul unei cercetări care să-i urmeze practic itinerariul întregii vieți și să te hrănești, să-ți hrănești propriul demers până și din ultimele lui zbateri. Da. Până și din cum să spun, din această luptă teribilă din anii din urma vieții sale. Pentru când aduce lăsau forțele fizice, abia mai putea scrie. Da, două, trei ore pe zi. Avea sentimentul că s-a apucat prea târziu da. De opera care ar fi trebuit să încununeze activitatea științifică. Da. Îi scria într-o scrisoare lui Culianu, lucrez 2-3 ore pe zi, 4-5 zile pe săptămână. Asta cu 2-3 ani înaintea morții. Un astfel de regim de lucru pus e într-un contrast absolut cu ce știm, din existența lui anterioară, dar până și acest exemplu e tonic. Da, e tonic. Mai vreau să adaug o notă la acest tip de model formativ care cel puțin pentru mine a jucat, atât cât știam eu din Mircea Eliade. Ne-am dus eu și cu Călin Mihăilescu, un prieten care acum predă în London, Ontario, în Canada, literatură comparată, ne-am dus la Biblioteca Centrală de Stat, BCS, așa se chema pe vremea aia, și acolo am găsit un extras din revista Fundațiilor Regale, Folclorul ca instrument de cunoaștere, pe mine, pe Călin nu, dar pe mine m-a marcat acest eseu, pentru că acolo am găsit una dintre temele fundamentale ale lui Mircea Eliade, ale reflecției lui de savant, acela că aceste relicte spirituale, care sunt credințele și ideile religioase arhaice, trebuie interpretate ca instrumente de cunoaștere. Ele nu sunt niște creații estetice, așa cum noi am fi tentat să credem când le parcurgem, ca pe niște producțiuni culturale, altfel spus, ci erau niște instrumente cu care arhaicii nu mai coordonau lumea, dar o stăpâneau. Pe mine chestia asta m-a fascinat și am citit lucrările lui, uneori am găsit în bibliotecile părinților, prietenilor mei, comentarii la legenda meșterului Manole, alchimia asiatică, babiloniană, și toate astea le-am citit cu această grilă de lectură. Pentru mine, asta m-a învățat Eliade, nu erau fapte culturale muzeificane pe care să le țin într-un muzeu, ci erau niște instrumente de cunoaștere. Da, aici se... acest text, folclorul ca instrument de cunoaștere, este, cum să spun, este una dintre mărturile pe care le avem asupra continuității remarcabile a gândirii lui în anumite privințe. Adică acest text pus alături de textele lui despre magie și despre adevărul magiei, despre adevărul științific din spatele practicilor magice,